Duminica a doua după Rusalii, a chemării primilor apostoli, Evanghelia de la Matei, capitolul 4, versetele 18-23. Pe când umbla pe lângă Marea Galilei, Iisus a văzut doi frați, pe Simon, ce se numește Petru, și pe Andrei, fratele lui, care aruncau mreaja în mare, căci erau pescari. Și le-a zis, veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Iar ei, îndată lăsând mrejele, au mers după el. Și de acolo, mergând mai departe, a văzut alți doi frați, pe Iacob, al lui Zebedeu, și pe Ioan, fratele lui, în corabie cu Zebedeu, tatăl lor, trăgându-și mrejele, și i-a chemat. Iar ei, îndată lăsând corabia și pe tatăl lor, au mers după el. Și a străbătut Iisus toată Galileea, învățând în sinagogile lor și propovăduind Evanghelia Împărăției și tămăduind toată boala și toată neputința în popor. Iată faimoasa Galileea neamurilor, acolo unde după înviere Iisus își așteaptă apostolii. Galileea în care totul începe, prin chemarea primilor ucenici, așa cum vedem în Evanghelia de astăzi, Galileea în care totul se împlinește, prin întâlnirea ucenicilor cu Maestrul înviat, Galileea de unde pornește misiunea apostolilor înspre toate neamurile. De aici Iisus își alege astăzi primii apostoli, din această regiune disprețuită de către clasa înaltă din Israel. O parte de lume în care lumini și umbre, credință și păgânism se împletesc într-atât de mult, încât reacția arhiereilor în fața lui Nicodim atunci când acesta încearcă să ia apărarea lui Iisus este imediată. Cercetează și vezi că nu s-a ridicat proroc din Galileea. Teritoriul al triburilor lui Zabulon și Neftali, Galileea a fost tot timpul considerată țara celor mici și mai puțin importanți. Și poate tocmai de aceea a existat aici și o sensibilitate aparte înspre îndurarea lui Dumnezeu. Doar cei ce se știu mici și neînsemnați simt că au cu adevărat nevoie de ajutor și își deschid viețile atunci când providența își face simțită prezența. Așa este de pildă Gedeon, cel pe care Vechiul Testament ni-l prezintă ca fiind în Galileea cel mai mic reprezentant al familiei sale, aparținând celui mai sărac neam din seminția lui Manase. Dacă veți avea curiozitatea să recitiți capitolul 6 din Cartea Judecătorilor și cele care urmează, veți vedea că tocmai pe el îl alege Domnul pentru a-și arăta mărirea și puterea, ajutându-l să învingă dușmani incomparabil mai mulți și mai puternici. Cei patru ucenici din Evanghelia de astăzi sunt simpli pescari. Sunt primii din 12 pe care Fiul lui Dumnezeu îi alege pentru a învinge lumea întreagă și pe prințul ei. Pare o adevărată misiune imposibilă, aceea ucenicilor. Sunt ca niște oi în mijlocul lupilor. Ce șanse au? Uman vorbind, e simplu, niciuna. 12 oameni în fața unei lumi întregi, fără conturi în bancă, fără limbi străine, fără cursuri de perfecționare. Domnul însă are un mic secret, un dar pe care îl încredințează apostolilor. Un dar umil, aproape nevăzut și neperceput de lume, un suflu de viață nouă, Spiritul Sfânt. Iisus tocmai se întoarce din deșert, unde a avut o primă victorie asupra celui rău. Pe ucenici îi investește cu aceeași putere. De aceea Mântuitorul le spune, veniți și vă voi face pescari de oameni. Vă voi face. E o misiune pe care o primim, nu în virtutea calităților noastre, ci a iubirii și a îndurării lui Dumnezeu. De aici derivă și speranța neclintită din inima creștinului. Chiar atunci când ne vedem slabi și neputincioși și nepregătiți, încrederea noastră este în Domnul. Spiritul Sfânt este Cel ce se coboară peste ucenici în sărbătoarea Rusalilor și îi face oameni noi, adevărați fii ai lui Dumnezeu. În fața lor, această vale a lacrimilor își pierde vigoarea. Veninul ei nu-i mai atinge, iar moartea ei nu-i mai omoară. La fel ca Gedeon altădată, aprind făclii pe unde trec, alungând astfel întunericul. Armele și puterea lor sunt iubirea și îndurarea Domnului. Ele ne însoțesc și pe noi, pururi pe cărările acestei lumi, chiar dacă suntem slabi și neînsemnați.